Moldova are doar o singură poartă aeriană pentru cei care călătoresc cu avionul. Este vorba despre aeroportul internațional Chișinău. Puțin însă sunt cei care cunosc sau poate își amintesc de vremurile când și la Bălți erau operate curse aeriene din și spre Moscova, Sankt Petersburg, Odessa, Kiev și chiar Istanbul. La nordul Republicii Moldova se află și fostul aeroport militar de la Mărculești, transformat de ceva vreme în unul internațional. În ce stare sunt cele două obiecte strategice pentru Republica Moldova și ce investiții necesită? Merită sau nu să fie reabilitate și transformate în aeroporturi internaționale de pasageri? Am încercat să aflăm răspunsurile la aceste întrebări în reportajul ce urmează. În nordul Republicii Moldova, la aproximativ 15 km de orașul Bălți, lângă satul Corlăteni, raionul Râșcani, se află aeroportul internațional Ladoveni, sau mai bine spus, ce a mai rămas din el. Pe timpuri un obiect de importanță strategică, astăzi am găsit aici un loc dat uitării, clădiri ruinate, utilaje ruginite și o pistă plină de fisuri, măcinată de timp, dar și de indiferența autorităților. Pe vremuri, aeroportul era o poartă aeriană care lega Bălțul de alte orașe. Aeroportul internațional Bălți-Ladoveni este al doilea ca mărime din Republica Moldova după cel din Chișinău. A fost dat în exploatare în anul 1989 și a fost conceput din start pentru operarea zborurilor civile și de pasageri. Boris Cabac lucrează aici chiar din ziua inaugurării. Își amintește vremurile când zeci de avioane aterizau și decolau zilnic pe pista aeroportului. La întreprindere, pe vreme și ea, lucrau undeva la 500 de oameni, adică personal, tehnic, navigant, de servire la sol. Scopul primordial al aeroportului internațional Bălți-Ladoveni era să-l înlocuiască pe cel de-al doilea din localitate, care opera atunci zboruri regionale. Un alt rol era fluidizarea traficului aerian de pe aeroportul din Chișinău. Potrivit experților, aeroportul Bălți-Ladoveni are și cea mai bună pistă din regiune. Se află pe un deal înalt de aproape 300 de metri, iar din acest motiv în zonă practic nu se formează ceață. În primii ani de la deschidere la Bălți erau operate atât curse aeriene interne, cât și spre 20 de orașe mari din fosta Uniune Sovietică. Tot de aici avea locuri la Simferopol, se duce cu anul 24 și la Odessa cu anii 2. Adică eu cred că mulți din cei mai bătrâni cunosc asta și chiar sunt copiii care țin minte cum circulau de aici. Acolo era aerovoxalul. Da, și peronul unde vine anii 2 pasageri. Aeroportul internațional Bălți funcționa non-stop, avea un terminal internațional pentru pasageri, alcătuit din două clădiri, una pentru plecări și alta pentru sosiri. Cele mai lungi curse erau spre Moscova, Sankt Petersburg și Kiev. Aeroportul a activat doar 4 ani, până în 1993. După destrămarea Uniunii Sovietice, au apărut și problemele financiare. Ne-au trecut la autofinanțare. Era foarte greu. Nu așa, dar până la urmă noi gătam bolturi, eu știu, bucăți de metal ca să dăm, avem pentru kerosin, pentru, înțeleg, reparațiile erau foarte scumpe, îndată toți vreau și milionari. După 1993, pe aeroportul din Bălți decolau și aterizau periodic avioane charter spre diferite destinații, inclusiv Turcia și România. Acum 10 ani aici a fost operat ultimul zbor, un avion charter care a preluat o delegație din România. Era aprilie 2012. Pentru că nu s-a investit nimic, pista de decolare și aterizare de 2240 de metri a început să degradeze, iar construcțiile să se ruineze.
se fărâmițează pista de decolare dacă nu se merge. Costurile dintre plite s-au fărâmițat și pătrund de apa sub plit și plita se ridică. Am fost nevoit să ne retragem certificatul de operator aeroportului, că nu era asigurată siguranța zborului. Aeroportul este proprietatea statului și e gestionat de întreprinderea Mold Aeroservice, care din septembrie este în proces de insolvabilitate. Potrivit directorului Valeriu Catană, în ultimii 10 ani, cel puțin două companii străine au vrut să investească în modernizarea infrastructurii pentru a redeschide aeroportul. Au fost efectuate chiar și schițe de proiecte, însă ideile nu au luat avânt, ci au rămas pe hârtie. Doar statul în persoană, agenției proprietății publice poate să decide. Va fi inclus în lista bunurilor care posibile privatizări sau nu, adică ori se transmită în concesiuni, cum a fost cu aeroportul Chișinău. Adică aici aeroportul de la Bălți necesită investiții majore ca să fac față așa cerințelor internaționale, să nu ne facem de rușine, trebuie 50 de milioane de euro trebuiesc. Locuitorii din Bălți speră totuși că se vor găsi investitori care să dea o nouă viață aeroportului, mai ales că acesta rămâne un obiect strategic pentru Republica Moldova. O confirmă și datele statistice făcute publice de o companie aeriană străină, care arată că peste o treime dintre basarabenii care obișnuiesc să călătorească cu avionul sunt din raioanele de nord. Mai ușor pentru persoane care vin de peste hotare. Cu cât mai multe posibilități noi avem să vină lumea la noi, să zburăm, să trăim normal, cu atât e mai bine. Chiar dacă țara noastră este mică, oricum eu cred că ar fi o oportunitate mai mare să fie și aici, în nordul Moldovei, încă un aeroport. Adică ar fi mai multe oportunități și mai ușor și pentru cetățenii țării. De la aeroportul internațional Bălți la Doveni ne îndreptăm spre raionul Florești. La aproximativ 30 de kilometri distanță, în satul Mărculești, se află singurul aeroport internațional de stat, după cel din Chișinău, care funcționează și astăzi în mare parte pentru operarea zborurilor comerciale, private și pentru avioanele marfare. În ziua când echipa TVR Moldova a ajuns la Mărculești, pe pista aeroportului aterizau cele 7 avioane contractate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor pentru campania națională de vaccinare aeriană antirabică a vulpilor. Proiectul finanțat de România și Uniunea Europeană s-a desfășurat pe parcursul lunii octombrie și a durat aproximativ 10 zile. Costul total al lucrărilor este de 21 de milioane de lei. Aceste servicii sunt achitate din buget public, respectiv se face licitație publică. Deci la această licitație noi am participat prin acord de asociere. Campania se desfășoară al treilea an la rând și de fiecare dată avioanele au decolat și aterizat la aeroportul internațional Mărculești. Responsabilii proiectului susțin că pista este într-o stare bună, iar serviciile aeroportuare accesibile. Pista principală de la aeroportul internațional Mărculești are o lungime de aproximativ 1,5 km și o lățime de 40 de metri. A fost construită în anul 1980, dar a fost întreținută corespunzător, așa că în prezent se află într-o stare satisfăcătoare. Pe aceasta pot ateriza și decola avioane cu o încărcătură totală de peste 400 de tone. Pista de decolare și aterizare de la Mărculești, care reprezintă peste 70% din totalul de investiții la construcția unui aeroport, se deosebește de celelalte din Republica Moldova datorită grosimii duble. Asta permite aterizarea aeronavelor grele. Astăzi pista este operabilă. Deci aeronavele vin, pleacă, ea este curată, nu are impurități, nu sunt denivelări care ar fi cumva pus sau ar fi servit un pericol pentru exploatarea. Pe teritoriul aeroportului, cu o suprafață de peste 260 de hectare, alături de transportatorii aerieni, activează și 8 antreprenori. Aceștia sunt specializați în transportarea aeriană a mărfurilor, operațiuni de logistică, precum și construcția, reconstrucția și deservirea infrastructurii. Aeroportul internațional de la Mărculești a fost fondat în anul 2004, în baza unității militare din această localitate. Însă, pentru a-l transforma într-un aeroport internațional de pasageri, e nevoie de investiții
investiții serioase atât în infrastructură, cât și în tehnica de control și logistică. În 2019 a fost elaborată o schiță de proiect și un studiu preliminar privind valoarea investițiilor. Prețurile la nivelul anului 2019 erau de aproximativ 5,5 milioane euro pentru construcția sau reconstrucția edificiilor actuale și construcția unui terminal pentru deservire a pasagerilor. Anterior, mai multe companii aeriene low cost de pasageri s-au arătat interesate de serviciile aeroportuare, iar doi investitori germani au vrut să investească în dezvoltarea obiectului de infrastructură. Cel mai recent demers la adresa autorităților din Republica Moldova este de la un agent economic din Qatar, care și-a arătat disponibilitatea de a transforma aeroportul din Mărculești în unul de pasageri. Spre exemplu, dacă este să ne referim la Mărculești, dar din perspectiva amplasării geografice și a Bălțului, pe lângă cetățenii Republicii Moldova care ar putea să beneficieze de utilizarea acestui aeroport, există și zona, regiunile din Ucraina, care, spre exemplu, la momentul actual, decid de foarte multe ori, s-au făcut mai multe analize, decid să utilizeze aeroportul din Suceava. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu Autoritatea Aeronautică Civilă, au elaborat acum 6 luni un concept de proiect privind reconstrucția și transformarea aeroportului internațional Mărculești într-un hub regional de operare a zborurilor de călători. Este primordial necesar edificarea unui terminal pentru pasageri, iar o opțiune ar fi posibilitatea de a edifica un terminal din astea care se asamblează destul de rapid. Ca timp poate fi vorba și de maxim un an. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a anunțat că aeroportul va fi modernizat până în 2025 și vor fi deschise zone low cost. Oficialul a precizat că în planul de modernizare este construcția unui terminal, a spațiilor de parcare și a unor drumuri de acces. Pregătim o hotărâre de guvern privind un concept de reabilitare a acelui aeroport și ne dorim ca într-un termen restrâns să-l reabilităm pentru a atrage curse low cost în acea zonă. Cât despre aeroportul internațional Bălți la Doveni, ministrul a declarat că, cel puțin în viitorul apropiat, nu sunt programate proiecte de reabilitare și punere în funcțiune. Cert este că cele două obiecte rămân de o importanță strategică pentru Republica Moldova, iar autoritățile centrale ar trebui să facă tot posibilul pentru a le valorifica potențialul economic.